mult, Robert. Un primar din județul Botoșan vrea să închidă primăria pentru că nu mai are bani. Este vorba despre primăria din Dimăchie, cea mai mică localitate din Botoșan, pe care Dilul vrea să pună lacătul și să trimită angajația acasă. Primarul cere bani pentru salarii și plata utilităților. În caz contrar, activitatea va fi întreruptă. Paradoxal este că situația va fi... ar fi cauzată de creșterea salariilor angajaților din primărie, iar luna trecută, lefurile au fost achitate din banii primiți de la guvern pentru construirea mai multor fântâni mare adâncime ca urmare a secetei de anul trecut. Primăria are 14 angajați cu un salariu mediu de 6.000 de lei.